Grupul școlar industrial Nicolae Cioronescu din Târgoviște a găzduit conferința de presă prin care s-a marcat finalizarea proiectului european Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea și Echiparea Infrastructurii Educaționale la Grupul școlar industrial Nicolae Cioronescu, municipiul Târgoviște. Această unitate de învățământ târgoviștean a fost cuprinsă într-un amplu proces de reabilitare, modernizare și dotare cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007-2014. Prezenți la închiderea proiectului au fost primarul Cristian Stan, viceprimarul Cosmin Bozieru, inspectorul școlar general profesor Ion Sorin, director de licee, profesori și elevi. Ne-am întâlnit astăzi pentru a închide proiectul privind reabilitarea Liceului Tehnologic Nicolae Cioronescu. Nu întâmplător am ales aceeași locație, pentru că acum ceva vreme unii dintre noi am fost în aceeași sală. De la ultima întâlnire și până astăzi au fost finalizate procedurile de achiziție pentru dotări, iar astăzi, așa cum am spus, punctăm închiderea acestui proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Pentru această unitate de învățământ, mulțumim speciale pentru faptul că au trecut printr-un proiect de reabilitare substanțial. Discutăm de un proiect în valoare de aproximativ 15 milioane de lei. Ca și obiective specifice ale proiectului, aș aminti că este vorba de reabilitarea și modernizarea clădirii existente a liceului, suprafață totală reabilitată, modernizată, 4404,68 metri pătrați. Discutăm de lucrări de modernizare a instalațiilor interioare de utilități. Discutăm despre finisaje, glătuire, zugrăveri interioare lavabile, tâmplărie din profile PVC, crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, proiectul a cuprins și lucrări de reabilitare țelor exterioare de utilități, lucrări de reabilitare termică. Totodată, un obiectiv important al proiectului a vizat construirea sălii de sport prin extinderea clădirii Liceului Nicolae Cioronescu, sala de sport cu o suprafață utilă totală de 1513,9 metri pătrați, una dintre cele mai frumoase și mai moderne din municipiul Târgoviște și din județul Dâmbovița. Dacă n-ați văzut încă dotările din cabinete și laboratoare, nici nu știți ce pierdeți. Se găsesc acolo echipamente de ultimă generație pe care elevii noștri merită să le studieze și să le învețe. Aș vrea să vă mai spun că inspectoratul școlar are printre obiectivele sale prioritare, care nu sunt așa de multe, dar puține, dar bune vrem noi să fie, dezvoltarea învățământului tehnic și profesional sau aducerea lui la locul pe care îl merită. Suntem un liceu cu o experiență, o vechime de peste 65 de ani în rețeaua școlară dâmbovițeană, un liceu cu un, hai să-i spunem, bun nume, dacă nu chiar renume, în pregătirea tinerilor pentru a avea competențe profesionale. Și această pregătire a fost atestată an de an de premiile obținute de elevii noștri la olimpiadele tehnice, județene și naționale, dar nu numai la olimpiadele tehnice, ci și la alte întreceri, concursuri care vizează activitățile menite să le dezvolte acele competențe care să-i ajute pe ei să se integreze mai bine în societate. Valoarea totală a proiectului a fost de 14.985.041 lei, valoarea eligibilă fiind de 11.996.311 lei. Pe lângă reabilitări, unitatea a beneficiat și de dotarea infrastructurii școlare pentru îmbunătățirea specializărilor practice pentru care școala oferă instruire.